fost informați, avem, are loc ședința ordinară a Consiliului Local. Din 13 consilieri, prezenți 11, un coleg și-a dat demisia, iar unul este bolnav. Deci, în cont de cele relatate, consider că ședința este statutară și își poate desfășura lucrările. Avem la ordinea zi următoarele puncte. 1. Aprobarea ordinii de zi. 2. Aprobarea procesului verbal al ședinții din data de 26.02.2021. 3. Rapoartele comisiilor de specialitate. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei statutului funcții și aparatului de specialitate al primarului Comunei Orichești, județul Bacău. Inițiator, domnul primar. Dăm curs la toate sau să le luăm pe capitole? Proiect la următorul punct. Proiect de hotărâre privind însușirea acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern la nivelul filialei județenii Bacău. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor lucrări de plantare pe raza Comunei Urechești, județul Bacău, al unor arbori puieți ce urmează a fi acordați cu titlul gratuit de către Direcția Silvică Bacău. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere între Unitatea Administrativă Teritorială Comunei Urechești și Unitatea Administrativă Teritorială județul Bacău, privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pe anul 2021. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind pentru însușire raportului de activitate elaborat de primarul comunei privind starea economică, socială și de mediu, precum și activitatea administrației publice locale a Comunei Urechești, de sub Bacău, pe anul 2020. Iar la punctul 9 avem demisia colegului nostru, Dumitru Nicolae, care nici nu mai este. Deci, ordinea de zi a fost suplimentată cu un proiect de hotărâre privind constatarea începerii de drept a mandatului de consilier local, precum și vacantarea locului de consilier local, ca urmare de misie înaintată de către domnul Dumitru Nicolae, din calitate de consilier local al Consiliului Local al Comunei Urechești. Dacă sunteți de acord cu suplimentarea ordinii de zi, rog să vă exprimați votul. Deci, 11 voturi. Consiliul Local este de acord cu suplimentarea ordinii de zi. Mulțumesc! Deci, dăm citire punctului 4, proiect de hotărâre. De hotărâre privind aprobarea organigramei și statutului de funcție a aparatului de specialitate. Procesul verbal. Aprobarea procesului verbal al ședinței din data 26.02.2021. Cine este pentru acest? Deci aprobarea procesului verbal, da? 11 voturi a fost aprobat procesul verbal la ședința anterioară. Punctul. Se abține cineva? Nu. Domnul președinte, vreau să fac. Sunt de acord. Da. O precizare. La urmă, sunt de acord cu procesul verbal. A fost întocmit conform realității. Deci, e cum trebuie. Deci, punctul 3. Rapoarte, deci în unanimitate, mergem în continuare, da? Rapoarte ale Comisiei de Specialitate. Rapoarte sau informări ale conducătorilor unităților administrative sau care se află sub autoritatea Consiliului, timpul acordat, declarațiile politice, întrebărilor, interpelările, petiții și alte probleme. Deci, pe comisii. Comisie de Specialitate. Au fost probleme, are problemă, domnul Andrei. Zăiți, domnule. Comisia Economică la Lisbonul. Am zis favorabil, dar... Dar comisii cu anii zi. Mulțumesc. Mai aveți ceva, vă menționez? Da, pentru că aici, la punctul 3, e vorba de interpelări, petiții și alte probleme care se spun dezbatere. Vreau să adresez o întrebare domnului primar. Ținând cont că din mâine aprilie, fiind consilier care am mai și mai mult mandat din urmă, sunt la curent, știam că câțiva ani la rând, în aprilie se prezenta
Și atunci mi se aducea la cunoștință prin promisiuni că se începe, se începe lucrările, atunci era vorba despre drumuri. V-ar interesa, domnule primar, dacă aveți în vedere începând din luna aprilie. Pentru că așa se spune adică, dacă sunt considerate procesele verbale, că din la 3 aprilie sau 3 aprilie, dimineața sâmbătă sau duminica, o să înceapă lucrările de asfaltare în comuna Orientești, conform contractului care a expirat din data de 30.09.2021. Vreau să știu și eu dacă mai este valabil. Știu că a fost prelungit de două ori. Bine, odată datorită pandemiei și așa, încă o dată cu acordul de la Iași a firmei, în fine. Aș m-a interesat în ce stare suntem, ca să eu mă refer și ca să vadă și populația cu oamenii să uită de că ce înregistrări realizate, sau și poporul din comuna Orientești, care este stare. Vă mulțumesc. Și dacă se mai continuă, ce se va întâmpla? Da, vă spun exact de lucrurile, asta e foarte, foarte clar. Deci să avem discuții separate pe toate temele astea, în legătură cu construcția canalizării și totodată cu continuarea lucrurilor pentru drumuri. E indiscutabil că vor fi continuate lucrurile pe drumuri. Poți mai întâi la scurt, vreau să știu cu cine mai continuăm, pentru că știți... Cu firma câștigată. Cu firma care a câștigată. Firma care a câștigat citație. Da, sinonimul. S-a scăpat. Cum faceți, cum procedați, pentru că dânsii, deci s-a expirat contractul, ați mai avut din prelungiri. Cum se începe? În sensul contract, o să mergem mai departe. Bun. Eu răspuns așa, obiectiv, dar totuși. Poți să mai discutăm pe larg, când am spus noastră. Exact. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statutul de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Orientești de Subacău. Inițiator, domnul primar, dacă puteți să mai spun ceva, am avut mai am prezentat, au fost dat materialul din vremea comisiei, toată lumea are acces la informații, l-au analizat, au văzut despre ce este vorba. Este atributul exclusiv al primarului să-și organizeze aparatul. Deci nu vă stim absolut. Dacă aveți dar este atributul explicit al primarului la prezent de aparatul specialitate, dar am și eu două întrebări. Una, aici avem organigrama, dar trebuia totuși, pentru că se dă aici și nume și prenume, trebuia totuși autorizată, chiar în ziua de astăzi, până astăzi, pentru că știm, o să vină și la discuții, poate o să scrie domnul secretar general, pentru că dânsul și-a dat demisia, văd că este de acolo aici funcționat cum, deci dânsul figurează aici. După care a mai fost o modificare, a fost o încadrare în consilier. Domnul Misecar, credeți să vă întreb cine și-a dat demisia? Nu v-ați dat demisia? Eu nicio formă. Sau v-ați dat, scuzați-mă, v-ați transferat. Deci, practic, scuzați-mă, da. Și era demisia colegului consilier local și de asta am rămas. Mă scuzați. V-ați transferat. Deci aici, în organigramă, este trecut dânsul numele și prenumele. La data de astăzi, dânsul este pe funcție. Da, da. Totuși, văd, este cu 31-a, 2021. Păi, da, așa este, dar totuși. Și mai erau niște modificări. Când s-a luat, când se ia hotărârea, asta este de funcție. Mă scuzați, domnule secretar, am rămas cu demisia colegului de asta. Da, bine, atunci o să vedem. Mai ales altceva, domnule secretar? Mai ales altceva, domnule secretar? Atunci ai cuvântul doamna consilier Grăgori. Văd că e vorba de transformarea două posturi. Două posturi de la apă, da? Sunt transformate două posturi. Nu se puse la cantă, că nu se puse cu poate de mire. Eu propun să se angajeze o altă persoană, o persoană cu perioadă determinată în locul doamnei care este suspendată și este descoperit poziția și că revine dumneavoastră dacă este necesar să facem angajare o altă persoană de nedeterminată. În comentarii angajată și altă nedeterminată, când va reveni dumneavoastră, își reia funcția că este obligatoriu de lege și nu știu dacă este necesar pentru că cineva trebuie să trăiască și funcția dumneavoastră și deci, ce doamna vine la serviciu încercând o lucră și jumătate. Deci nu mai casă. Doamna își reia activitatea înainte de a finaliza
perioada de creștere a copilului, ca să înțelegem despre ce. Este da? Nevoie de încă o poziție la afară de ce cu ce s-a ocupat persoana care va ocupa postul nou înființat? Vă referiți la postul nou, la, da, la persoana nouă? Da, da, da. Deci este un post nou de debutant. Eu merg pe ideea să valorizăm pe cei tineri și avem nevoie, pentru că activitatea secretarului, indiferent care ar fi el, și domnul secretar este aici și poate să mă susțină sau nu, este foarte, foarte încărcată. Nu ar face față doar secretarul pentru toate domeniile pe care le are. Mă refer aici la stare civilă, salarii, tot ceea ce înseamnă agricol și tot ce ca activitatea secretarului și în condițiile date, mai ales, am considerat că e necesar să avem o funcție pe care să formăm un om nou în comună. Pentru că avem nevoie și de tineri care să ducă mai departe treaba. Deci despre asta este vorba. Spune-te, domnul secretar. Dacă îmi permiteți să-ți intervin și să vă explic mai adevărat ce nu supune reorganizarea la nivelul instituției. Anterior acestei proiecte de hotărâre, compartimentul relațiilor publice, documente și arhivă a fost, după cum știți, denumit, așa cum am precizat, ca urmare a unei adrese din partea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, mi s-a recomandat și legat este formață înființând prin redenumire și prin înființarea unei funcții, compartimentul de resurse umane. Resursele umane la nivel de instituție trebuie să existe. Astfel, acest compartiment a fost redenumit în compartiment resurse umane, relații publice, documente și arhivă, fiind înființat o nouă funcție publică, pentru că resursele umane au prerogative de putere publică și nu poate fi angajat în un contract individual de muncă. Astfel a fost înființat funcția de execuție de consilier grad profesional debutant, pentru că se intenționează să vină o persoană, să vină, să fie angajat un tânăr, o persoană chiar dacă nu are experiență, care să se ocupe nu numai de resursele umane, ci și de preluarea tuturor sesizări, petiții, asta înseamnă relații cu publicul. Inclusiv alte relații care vor fi stabilite în tuturor acestea. Altă mulțumesc care ne-a intervenit la compartimentul Fond Funciar, Registrul Agricol, Fond Funciar, Administrarea Domeniului Public și Privat, deoarece și acolo este o activitate destul de stufoasă, amplă, iar Fondul Funciar este un domeniu destul de sensibil, actualul funcționar nu poate face față, având în vedere că Registrul Agricol, în momentul actual, este necesar să întocmi în format electronic, iar în viitorul apropiat vor dispare documentele. Dar și pe hârtie. Dar și pe hârtie. Și asta necesită foarte, foarte mult timp pentru înregistrarea tuturor datelor. Adică să preiei din formatul retic, să introduci în formatul electronic, este nevoie de cel puțin două persoane. În sensul că persoana care urmărește formatul retic, cei care înregistrează în format electronic, automat e nevoie de două persoane care să se ocupe de așa ceva, inclusiv activitatea de fond funciar, care presupune retrocedarea și stabilirea dreptului de proprietate cetățenilor, care le-au fost folosite de rente. Asta a fost singura modificare. Deci, desfința două posturi de la departamentul la paralizare, care erau posturi contractuale, și au fost înființate două funcții publice, cu grad de debutant. Asta este singura schimbare. La departamentul registrului agricol funciar era deja o poziție liberă vacantă. Da, de referent. De referent. Ei, în momentul de față, sunt... Ce spuneți de format electronic, trebuie să fie și un referent. Deci, de departamentul de registrul. Persoana care va fi angajată se va ocupa de fond funciar. Dar eu aș vrea o reorganizare a întregii organigrame și state funcție. Dar trebuie să avem și sprijinul domnului primar pentru a putea discuta acest aspect. Da. Mai vrea și da, cineva să ia cuvântul? Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4.
6 voturi, da? Abține. 1, 2, 3, 4, 5 abține. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 6 voturi pentru majoritatea de voturi. Se va consemna abținere în procesul verbal, față de toți consilieri. Deci să-l abținem domnul Stanciu, domnul Fiseca, doamna Zăvoi, domnul Caitean și domnul Constantin. Constantin, poftim? Ai votat. Da. Ați votat. Nu, nu, la abținere. Da. Câte a fost? 6 la 5. Deci, punctul 5. Proiect de hotărâre privind însușirea fondului. Domnul secretar, motiv dacă totuși ni se discute de funcții, de funcții publici, practic. Am trecut. Domnul secretar, când se discute de funcții publici, plătite din bani publici, deci, practic, ar trebui normal o majoritate mai... Știu că asta e majoritatea acum, că suntem mulți consilieri, dar totuși. Este corect așa ca, de exemplu, dacă eram 8 consilieri prezenți, dacă făceam vorul, să votezi 5, 3, 5, 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 numărul de consilieri prezenți. În sfert să fim 11 consilieri, 6 este majoritatea. Practic, sub numărul de toți cei 30 consilieri, lăsăm la parte cei 2 lipsă, deci totuși. Păi, da? Da. Din punct de vedere legal, vă asigur că nu a fost încălcat absolut nimic. Da, nu e mai departe, da? Da. Deci, punctul 5. Proiect de hotărâre privind însușirea acordului de cooperare, privind organizarea și exercitarea activității de audit public inter la nivelul filialei județene Bacău a COE, inițiator primarul Comunei Mărăcuța. Deci, în tot ăla care nu pot să-l dați. Exact. Nu mai pot să-l dați. Asta am și la termenul. Dacă aveți discutat primarea acestui anterior. Mai dorești la cineva? S-a înscris domnul Pisacar. Poftim, domnul Pisacar. Mulțumesc, domnul președinte. Ținând cont că acest material a mai fost trecut în dezbatere în Consiliul Local, nu a fost votat la acea perioadă, mi se pare că sunt două lucruri. Nu știu, este legal, așa am înțeles, m-am uitat și eu, am și eu un telefon, așa că vreau să caut, dar totuși să vin când să încerci de N ore, ca totuși să treacă un proiect, asta depinde cum e majoritatea, n-ai majoritate, mi se pare ceva absurd. Dar noi avem o hotărâre de Consiliul Local, în care s-a spus că nu trece acest proiect, s-a votat, așa? Acum iar îl introduce în ordinea de zi, ca până la urmă urmii să treacă că avem un interes. Atunci stau și mă spun alt lucru. De ce, de exemplu, să luăm cu drumurile? Păi dacă am văzut E aceeași legătură. Deci când am eu un interes sau nu știu, inițiatorul nu mă interesează, că l-a fost și atunci și n-a trecut proiectul, eu nu-l las așa. Băi, așa a hotărât Consiliul, deci acum nu mai este în virtutea majorității a Consiliului Local. Nu, eu caut acum să reintre în ordinea de zi, ca să întreagă totuși, că așteaptă cineva, uite așa acolo puțării, și așteaptă ca să nu stau un audit intern, plătit din bani publici, pentru că scrie aici așa, plătit din bani publici ai Comunii Unitești. De ce atunci nu s-au luat aceeași hotărâri cu drumuri? Când au s-au văzut de 3 ani de zile, că nu s-a mișcat aproape nimic, o apureală, scuzați în termenul, cuvântul, n-am venit în fața Consiliului Local, oameni buni, dragi stimați colegi, cetățenilor, n-am reușit nimic, ce facem? Facem ceva, nu facem. Nu, domnule, mergem, noi continuăm. Vă spun clar, cetățenilor, refer la cetățenilor, nu se întâmplă nimic. Durează, durează, durează. Asta e. Dar când este un interes că trebuie neapărat, pe banii noștri, totul este pe banii noștri, a populației, a cetățenilor. Când din bugetul local, cum mai vin banii la Comunea Locală, cum mai vin banii la Ministerul Finanței, sau la Consiliul Județean, tot aici și intră banii, aici sunt groapă, frate. Deci atunci revenim, revenim, revenim. Sper să nu treacă.
să vină cu proiectele, să continuăm proiectele care avem terminat, care sunt începute de an și an și nu s-au terminat. Numai astea așa, repede, scurte și la obiect, de introduce pe de zi. Mulțumesc. Dacă mai sunt șase. Vorbim pe material. Doar cuvinte vreau să spun și eu. Consider că nu e o agiță a domnului primar ca să revină cu acest proiect. Probabil că este o necesitate și că pentru buna funcționare a instituției este necesar, probabil. Eu rugăm pe domnul primar, îmi explică și... Chiar pentru că asta este. Da, deci, materialul este introdus legal. Este legal? Pe ordinea de zi. Da. Când a trecut atunci, s-a votat, n-a trecut. Eu, în schimb, am obligația să reintroduc, pentru că este prevăzută de lege. Și dacă prevăzută de lege, asta este regula. Deci trebuie să mă conformez. Nu fac de capul meu, că am vreun interes, nu știu ce. O altă chestie, că ai spus ceva de interes, nu știu care. Acolo este o asociație care nu are nicio treabă nici cu firma X, nici cu firma Y. Da? Deci nu are nicio legătură cu interesele cuiva. Dacă ați tot votat ca să fim membri în acord, unde plătim totuși o cotizație anuală, este și, bă, nu e acela, este și păcat, este și păcat să nu beneficiezi din perspectiva asta, prin care să facem activitatea de audit cu ei ca să meargă treaba înainte. Despre asta era vorba. Acum. Deci nu încercăm să ducem discuția. Problema este cu oamenii de treabă. Aici e punctul zero. Legat cu discuția dumneavoastră care e deviată la tema cu drumul, o să vedem dacă se fac sau nu se fac. Asta este o altă temă. Dar dumneavoastră, până în urmă, a spus, da, se continuă să mă faci. O să vedem. Ori vedem, ori facem. Este un proiect în lucru care va fi dus la capăt. Asta e tot. Cu autorul? Da. Dar așa cum am spus, să vedem, ori să vedem, ori luăm prima declarație, aici a fost trecut. Doar tu trăiești incertitudine, toată viața trăiești incertitudine. Lasă lucrurile să decurgă frumos, că suntem mai cu incertitudine, mai așa alții. Dar au decurs 21 de ani aproape, acum iunie și nu s-au întâmplat. Deci trăiești din lucruri de 2 ani de zi și asta e tot. Nu, 3 ani, 2017 iulie. Nu. Dar nu mai sunt de 2 ani de zile. 2017 s-a semnat contractul de țară pe care s-a licitat. Aia era deci, perioada 3 ani. Da. Da, o trebuie. O trebuie 3 ani chiar acum, în iulie. Haideți să supunem la vot care este temul. 3 ani sunt temul. 2, 3, 4, 5. Abține. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Proiectul de hotărâre a fost respins. Acum nu mai comentez la majoritatea aceea de 6. Cred că ați zis bune. Sunt de 6, abține. Da, ce vezi, Paul? Mi-aș eu după cumva atât. Vântul de primăvară. Nu, nu continuare. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor lucrări de plantare pe raza Comunei Orichești, județul Bacău, în urmă Arboți, Puieți și urmează a fi acordat cu titlul gratuit de către direcția sindică Bacău. Deci, inițiator, domnul primar, am avut materiale din comisii. Dacă aveți ceva îmbunătățiri, să ne spuneți. Dacă nu, ce ne ia? Așa cum am făcut în fiecare an, am plantat și continuăm să plantăm și anul ăsta. Mergem mai departe și cu proiectul celălalt pe care l-ați aprobat în Consiliul Local, în legătură cu perdeaua de protecție pe zona Văii Trotușului, primarul stâng. Deci acum am avut și vizita de la minister. Așteptăm să facem, să terminăm măsurătorului totul ca să rezolvăm probleme. Adică să depunem documentația, să obținem finanțare pentru el. Deci mergem în linie dreaptă pe finanțări, pe componenta. Deci pe mediu se va face activitate în etapa următoare. Deci acum cu ceea ce ne se dă de la Rosiva cu titlul gratuit, urmând ca acel algoritm, o să-l finalizăm și îl depunem pentru finanțare de la Ministerul Mediu. Dacă nu mai aceste materiale, nu am zis că am discut. Dar nu-i vază la trebuie, dar trebuie să fac treaba. Hai să fiu. De asta sunt responsabil. Mulțumesc. Poți să încep? Da, 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 foarte scurt. Deci, e foarte bine, se plantează, sunt gratuite și noi o să plantăm. Ce să venim și noi. Apreciez faptul, l-am văzut pe domnul viceprimar, chiar era împreună cu băieții de la persoana de la ajutorul social, legea 416,
chiar dânsul, în fine, nu mai cum a trecut la Brașov, dar oricum, era pe interior când se planta pe aici, la pe marginea drumului, nu cu ieță, dar altfel să vină. Dar asta vreau să vă spun, deci e bine că se plantează, dar nu reușim noi să plantăm cât se plantează și cât se taie. Nu numai la Brașov, la Național, altfel. Da, mulțumim, dacă mai este așa neva care. Domnul Constantin. Aici aș vrea și o propunere, dacă sunteți de acord. Ținem toți minte, când eram copii, toți, în cadrul școlii, mergeam la plantat poli, fructifer sau fructifer poli. Aș propune și eu, dacă și domnul director de la școala din Urechești este de acord, clasele mai mari cu clasa a 5-a, o zi sau două zile să contribuie și la plantarea puieții. Mă trebuie să de pierde. Da. Ok, rog. Sau de jocam în pau. Adică, în scopul educativ, ca să învețe și ce. Acum putem face ceva și noi, mai ieși și noi, și noi, dacă vrem. Noi, da. E clar, oricine poate să facă și noi. Deci s-au făcut asemenea acțiuni de către școală. Inclusiv licee din Onești, Oveni și-au plantat, să știți. Au fost asemenea acțiuni la Urechești. Știu că au fost în alte zone, dar de la școală noastră nu cred. Inclusiv. Am cerut. Mulțumesc. Vreau să spun câteva cuvinte. E foarte bun lucru laudabil pentru plantarea proiectului. Dar trebuie să avem în vedere și o formă de a o păstra. Da, sunt acele viziere cu protecție de mare natură și sunt devastate. Nu zice nimeni că taie mahara, că vrea să taie bușteni. A, deci taie mare. Și găsim o formă de a-i proteja, de a-i păzi. Nu știu care. Nu vreau să-ți. Da. La buget, să vin cu un proiect de hotărâre vis-a-vis de măsurarea suprafețelor împădurite. Câte să aruncăm și bani. Deci, o să, acum, la, în luna aprilie, când se face bugetul, voi veni cu un proiect de hotărâre și o să trecem să măsurăm suprafețele care sunt împădurite și aparțin comunei Urechești, pe care să le gestionăm, de a le identifica corect, de a ști exact suprafața, speciile, după care să le, să le predăm la cei de la Rosilva, că efectiv vor avea mai mult control asupra lor. Și atunci se închide și după toată de bandata unora sau altora. Da, mulțumim, domnul. Da, s-a spus așa un ea. Da, da. E consemnat să-și vedea. Deci, cine mai fiind alte discuții, să punem la vot. Cine este pentru... Da. Proiectul a fost adoptat 11 voturi, 19 consilieri. Mulțumim. La punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere între Unitatea Administrativă Teritorială Comuna Urechești și Unitatea Administrativă Teritorială a Județului Bacău privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2021. Mi-a fost domnul primar a Comunei Urechești. Da, asta e o procedură standard, în fiecare an se aprobă ceva și vizează activitatea care o avem vis-a-vis de cei cu handicap. Nu e vorba ca anul ăsta sau... Da, da, e anul ăsta. Da, da. Înțeles. Deci e asumare a Consiliul Local și a primării. Dacă primarea materială este ceva la discuție. Da, asta este obligația noastră, dar era vorba și poate consilierii noi sau cetățenii în rază la ce e tip rezidențial. La ce se referă? Nu, nu, eu știu, dar în care ca să... Da. Exact. Eu știu, beneficiază. Da, exact. Ai cine beneficiază și cine la fel de urmă. Deci sunt cei care beneficiază de asemenea tipuri de, de activități sau de beneficii. Da. Asta da, e. Da, este da, complicat. Centru de tip rezidențial sunt acele locații, centre, care se află în subordinea Consiliului Județean al Direcției Generale de Asistență Socială, centre specializate în asigurarea tuturor facilităților persoanelor care, din păcate, au probleme. În aceste centre, automat, sunt și niște cheltuieli care le suportă alte unități teritoriale. Adică, procentul de 35% este suportat din bugetul local al comunei,
65% este suportarea Consiliului Județean. Pentru fiecare persoană. Dacă mă mai să zicem, nu va fi un rezultat, nu va fi un rezultat. Câte persoane sunt în această situație? 43. Certitudine, dar contabilitatea nu poate... 43. Ceva de genul, nu știu. Și ce trebuie să se află la nivel de județ? Nu e neapărat la fel sau... Aveți și copii care se la concert, aveți și copii care se întâmplă. La concert este gen. La lucrat de piană și nu se întâmplă. Așa e gândit. Nu la prima dată producție. Dacă mai se întâmplă. Dacă nu se pune la urmă, nu este pe însă. Bă, la urmă, 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 Punem la vot. Mai ales. Punem la vot. Cine e de piemă? Am votat. 11 voturi pentru, da? Proiectul a fost anulat. Punctul 8. Proiect de hotărâri pentru acordul de activitate elaborat de primarul comunei de privind stare economică, socială, de acordul de activitate. Socială și de mediu, precum și achitarea administrației în funcție locale a Comunului de Zbacu pe anul 2020. Deci, încă câteva cuvinte, domnul primar. Cum ați reușit? Așa? De la desemnarea trecută sau când se pune la anul dat? Deci ați putut să-l citiți. Deci, material, sincer, realist, n-am proporționat ca unul nici în cuvânt. Și pentru că chiar ați acolo sunt cele reale, nu cred că să fie o problemă. În final și la urmă urmei, asta este ceea ce s-a întâmplat în ultimul an de 2020. Dacă te imaginea materialului... Domnul Andrei, primul, ca să vă schimbăm cartea la... Domnul Andrei, domnul primar ne pregătește de 25 de ani un material toate, monografia Comunului Chești. În Florești, de 20 de ani, nimic nu se face Comunului Chești. Materialul e destul de bun. E prezentat foarte bine. Dar nu se vede nimic. Deci, scrieți hârtii, scrieți cărți, monografii, totul e ok. Materialul e același, an de an. Dar nimic, nu-i cum. Poate să citească domnul primar materialul în fața cramele, să vadă și cetățenii. Același material îl prezintă fiecare an. În fiecare an, dar nimic nu puteți. Decât să stați găuri, una fană terminală stată nouă, tănățel. A început canalizarea de aici acolo. Totul e frumos. Dar din nu se vede. Câini, pe străzi, păcat câini se adună. Cineva aici așa are 20 de câini. Dincolo 10 câini, barca, nu prima. Nu poți să tacă copiii pe scoară, dar spală, îl trage câini. Băi, dar îi spui veciului. Ia-o măcar, bagă scâne la acolo. Leagă. Nu se poate așa. Deci scris hârtie, materialul foarte bun de la domnul primar și mai bine să făcea primier decât primar. Și asta am avut de zi. Da. Materialul bun. Materialul silnic a scris. Să scrie frumos, ca și realizări pe baza materialului de scris. Dacă nu citești și se prezinte materialul, raportul primarului, un an de zile, trebuie un raport prezentat și dedicat ce am făcut în toate zile și n-am făcut toate un an de zile. Eu așa consider un material primar. Poate să citească. Vă rog, domnul primar, să citiți materialul în fața. Chiar vă rog să citiți materialul. De acord, primarul vreau să fie citit în fața camerei. Deci aș vrea, deși sunt consilier din câteva luni de zile, totuși raportul a cuprins câteva aspecte și pozitiv. Colegii sunt în opoziție, își fac treaba. Nu eu, asta e problema, dar... nu putem pune în... Nu, ați avut dreptul la cuvânt, v-am ascultat, dacă nu îmi respectăm, hai să nu îmi respectăm, să transformăm asta într-un cir și cu asta terminăm. Deci să ia, să punem în cârca domnului primar, indiferent cine va fi sau cine este, câinii și aia, mi se pare ceva... Asta e nivelul
intrarea în comune. Cetățenii, și noi avem vină în consilierii, că nu luăm atitudine în zona noastră, nici nu putem, nici lumea nu ne respectă, așa este situația, asta e nivelul de cultură în localitatea noastră. Sau atitudine mai bună. La altfel am stat în vorbit de aici. Venim aici în să discutăm atâtea... Deci eu am studiat materialul și am cuprins în inima toate aspectele. Este loc și de mai bine, nu pune problema de așa ceva. Dar să încurajăm cu noi, este totuși primarul comunei care conduce. Poate au avut anumite piedici în a dezvolta comuna mai mult. Mai ca atât, vă mulțumesc, mă scuzați. Domnul Dumnezeu. Dacă sunt pe răspundate, mă scuzați de tot. Eu cunosc zona aia mai bine ca pe cea cară, eu locuiesc în zona aia, tot fi bine. N-am plecat iarăși din cauza pe oameni. Din cauza plurilor care a venit, a bun de fi, s-au căzut ploaie, nu ploaie, a căzut șuroaie de apă, fiindcă eu am fost la inundat. Nu voi. Voi am stat acasă și nu dau. Eu am fost persoana care a putut de pe bol. Nu primarul de vină. Situația care a fost la plurilor de vină. Sau raportul primarului se face bombă pe el. S-a făcut exact, s-a făcut exact ce face. Dacă școlile au funcționat foarte bine, pot să spui că eu am luat școlile pe acest loc. I-am lăsat în perioada aceea să nu închidă școala la Corățean, nu au puterii, fiindcă n-a fost copii și nu vrea să închidă școala la Corățean, doar nebuni. Și o persoană trebuie. Ca să dăm cu biciul altul, voi faceți politică în Consiliul Local. Îmi pare foarte rău, vă spun sincer. Vă spun că va apeleza populația din toată comuna să partea de ce. Hai să lăsăm politica, hai să dăm voie primarul să facă pe treaba. Eu mă uit frumos, confesă, auditul vieți. Deci unde s-a auditul, nu v-am înțeles. E un control care e asupra bugetului nostru. Toate comunele au urechie și n-au care coarne. Că se vede acolo o strică. Îmi pare că pe ce l-au seriu, se nu cumva la guvernare, fiindcă de când ați venit în coași, facem numai contra noastră. V-am oferit postul în viceprimar, dar ați refuzat. L-ați refuzat? Nu l-ați refuzat. După asta l-ați fiersat. N-ați avut curajul să lăsați cu mine, să vorbiți cu mine, am atat cu indiferență. Ia să așteptă de vostru viceprimar. Trebuia să fiți un covați cu mine, s-au luat toți consilierii noștri ca să-mi lua pe ala aia și ați produs cu trei consilieri, ați produs trei toți alții la funcție de șibar. Foarte bine până. Ia să-mi lăsă vot acolo. Fiindcă ați lăsat, m-ați trimis de mine băia cu ăsta beatul brășeală, în fața căminul cu drăul și eu vă trimis un drăul acolo. Eu am sigur discut. Deci, doar. Eu nu unie, scot pe tine. Cine a fost beat? În sala că e unul de votări. Știi tu, era și pe un gosul, un de bine. Am întrebat, am vorbit de un tot acolo. Și asta, doamna, și acolo a venit Consiliul Local și am urmărit de a început. De 3-4 luni și luni, ai fost contra permanent. Ce nu spun mine în comun? Mulțumesc, domnul primar. Am întrebat, vă rog. Fără replică. Fără replică. Domnul Costantin, am o problemă consilieră. Ce problemă are consilieră? Care mă cunoaște, când sunt în sat, vreau să afirme dacă când e sunt eu în sat sau în sat, acum am urmărit în sat, e vieta. În sat, dar e acolo, acolo. Să-i spui dreptul de școală și-a primit poate pe o tabletă. Eu am pus întrebarea simplă. De unde știi tu puterea de bani a copiilor mei? De unde știi tu puterea de bani a copiilor mei?
Copiii mei nu știu ce face, puțin că au salat de studie, au salarii minim pe economie și a văzut că eu au brazi, dar și spune tot, ieșea pe mine, poate mi-a un alt tabelă. De ce nu am văzut bani? Nu este adevărat ce spune. Nu e adevărat? Nu, absolut deloc. Nu am întrebat pe nimeni. Păi îi face frate cu școală. Nici nu știu dacă copilul ăsta nu poate să văd. Dar vă rugăm... Dacă aveți discuții personale, păcați-vă aici de discuții. Să discutăm probleme personale. Ură personală o fi și ură va fi fără, mă rog. Hai să le lăsăm afară. Deci rugăm pe domnul primar dacă vrea să... Mă dori, da? Chiar vă rugăm. Mă, fraților, au trecut și mă ghind jumătate de ani de la alegerile astea și tot încercăm să ne lovim unii pe alții. Stați liniștiți. În legătură cu afirmațiile lui domnul Seca. Mă, oameni, debitele căzute în ultimii ani în zonă au fost foarte, 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 foarte mari. Acolo tot timpul a fost eroziune. Nu s-au erodat în un an de zile. Îți zile și sute de ani când se erodează. Nu din cauza mea sau din cauza niște cui. Este apă care trebuie să curgă la vale. E versantul înalt și trebuie să ducă în jos. Nu se duce în sus apă. Nu mai vorbim tot felul de acuze și tot felul de comentarii. 2. În material, am prezentat realitatea concretă, n-am umflat absolut nimic. Recunosc faptul că întotdeauna doresc să faci mai mult. Clar, și eu doresc mai mult. Cam am și piedici. Da, am fost piedici, multiple. Sunt. Dar țineți minte. Dacă ceva trebuie să fac sau vă facem cu una urechești, nu face doar primarul singur, fără ca cei care sunt acum în sala asta să nu voteze. Deci, țineți minte, nu poate face primarul singur. Nimeni nu poate face singur nimic. Deci trebuie să facem echipă, trebuie să facem treabă. Oamenii nu ne-au ales ca să ne luăm la război și la jignit în fiecare ședință, să dăm spectacol pe mediria că suntem noi cei mai tari. Unul vorbește mai mult, unul mai puțin, unul jignește, unul acuz, unul îți dă în cap. Deci n-a făcut nimic. Deci hai să creăm, măcar de la 1 aprilie în forum, un primar care să discutăm civilizat. Eu sunt dispus și o parte din dumneavoastră cei care sunteți în opoziție față de mine. Dar nu trebuie să fie opoziție față de mine. Suntem colegi, parteneri, atât. Am și discutat. Și am discutat și cu da, și cu doamna, și cu, și cu da, și cu toți. Și cu tine astăzi, ia din nou. Cu mine nu. O să discut cu tine astăzi. Deci nu am nicio, nu am nicio rancune, nicio ură. N-am nicio indisponibilitate față de cineva. Am dorință sinceră și deschisă să găsesc dialog, să găsesc argument. Da, recunosc că poate că am și eu un punct de vedere care nu concordă cu punctele voastre. Ați văzut, eu nu comentez. Ați votat împotrivă. N-am comentat. Eu îmi fac misiunea mea pe care trebuie să o fac eu. Eu sunt obligat să aduc în ședința de Consiliu Local tema. De votat, o votați dumneavoastră. Iar materialul referitor la raport, nu trebuie votat. El, de fapt, este un titlu informativ. Deci nu e obligatoriu să votați ceva, ca să ne înțelegem. Încă o dată, am toată deschiderea, toată disponibilitatea. Mulțumesc și celor care ați fost în Consiliul vechi și cu care am avut o relație bună. Chiar și-o biserica al Vasilii. Mulțumesc pentru că e mult și critica lui atunci când de-a noastră fie argumentată și fie corectă și nu fie pătimașă. Deci când e sincer, deschisă și corectă, trebuie să avem disponibilitate să acceptăm și critica. În schimb, din momentul de la 1 aprilie încolo, propunem vot deschis, sincer, să avem o abordare cu adevărat civilizată, decentă, în care să putem lucra într-un climat normal. Într-un climat în care să nu ne stresăm unii pe alții când venim la o ședință din Consiliu. Discutăm cât se poate deschis. Referitor, nu vreau. Referitor la ce va urma în luna aprilie. Luna aprilie va fi o lună încărcată. Pentru că am văzut că a durat până a trecut bugetul național și sunt niște reguli legislative și din ceea ce știu până la data asta va avea loc ședința de buget în luna aprilie, pentru că se vor da cifrele la toate, de la toate instituțiile, spațial venite deocamdată, și vom face ședințe, repet, mai multe, pentru că avem o sumedenie de teme, în care să luăm decizii în conștiință din cauză fiecare,
și pentru binele comunității și nu pentru binele diversul al unui consilier sau altul. Pentru că, spun și repet, nu am interese personale, am interesul să facem ceva, să lăsăm după noi ceva. De asta suntem aici, buni sau răi, ăștia suntem. Suntem exact cum este societatea românească, dar încercăm să devenim mai vânzi și mai înțelepți. Și mai competitiv, dacă e o analiză. Eu vă mulțumesc. Mulțumesc și pentru critici și mulțumesc și pentru aprecieri, mulțumesc pentru tot ceea ce mi-a dat Dumnezeu. Să dea Dumnezeu să fim sănătoși și să putem merge mai departe. Atât. Mulțumim, domnule. Mulțumim, domnule. Mai... Are rost. Domnule, ce mai zic noi? Încheiem și din țărbanul. Da, domnul Cristian, dacă vreți să... Aș dori, am fost în mandatul celălalt, deci aș dori ca nu cumva să înțeleagă, nu știu cetățeni, că conducerea administrației, deci în speță primară, deci primară, a fost sabotat sau nu, a fost blocat prin vot, prin vot din către noi care suntem în opoziție, nu, domnule primar. Deci, noi din fiecare dată, în opoziție, cum trebuie din canalizare, de asfaltare, tot timpul am votat. Am spus că, domnule, nu suntem nu merge, dar totuși, am votat la permanent. La permanent am votat. Deci niciodată nu am zis că nu vreau să, să nu sunt de acord. Asta e. Deci asta e de să punem la vot? Nu. Deci e s-a adoptat că s-a adoptat? Da. Deci s-au epuizat toate discuții, pun eu la vot punctul nou privind revizat. Primii și-a luat domnul vot. Următorul, dar haideți să punem la vot proiectul de vot. Păi proiectul de vot de revizat. Și la raportul din... raportul primarul. Care este tema? 1, 2, 3, 4. Raportul primarul. Însușirea raportului. Da, dar însuși l-a însușit. Să ne dăm la toată. Să ne dăm la însușit dumneavoastră. Mai avem... Să ne dăm la toată. Mai avem un punct. Două mai avem. Deci până la urmă, ce votul este prima adresă? Da, dacă însușit, aproape de domnul primar, îl însușește Consiliul Local? Da. Dacă ești la dâns, să-l însușim și dâns, nu-l însușim noi. Să sunt de acord. Mulțumesc. Deci, marcăm un punct. Nu știu dacă trebuia să discutăm în Consiliul Local, noi. Demisia domnului Dumitru Sicumetulai. Era bine dacă era așa dânsul aici. Îi spune și motivul, nu poate, nu se spune. Ce putem comenta pe mare? Dacă ții cineva mai mult de ei, dacă nu, îl supunem la vot sau asta, cam asta te-ai făcut, da? Da. Dar e un vot doar așa. Informativ. Să constată încetarea de drept a mandatului de consilier local înainte de expirarea dumneavoastră duratei normale. Constatarea se domnește în baza unei hotărâri de consiliu, care ulterior va fi comunicată instituției durabilitate. Da. Deci e stipendiu. Asta e dânsul lucru. Nu mai știu. Domnul Brădeanu? Eu mă abțin. Vă abțineți? Da. Vă abțineți? Dacă n-ai de-a față, eu să vă spui motivul, eram în urmă. Da. Ca a fost să preiesami cineva de urmă. Vreau să știți că legătă. Da. Deci e materialul de viață. 10 copii. Lăsați să mă lăsați. S-a constat. Da. Luați viața. Cine este problemă? La diverse. La diverse, da. Am dramă. Pe logistica, cine este prima persoană care s-a scris la diverse clase? Dragul. Cristian Caru. Da. Dragoi. Da. Constantin. Da. Domnul Adrian. Mulțumesc, domnul președinte.
la răspunsul domnului viceprimar, la pârâul ăla de la mare, de la Comnățel, când se intră cu pentru și dacă se mai poate face ceva la traversarea dintre drumuri, că s-a rupt și cimentul ăla care a fost împărut. S-a stricat foarte tare acolo și nu se poate așa, se trece foarte greu. La mare, la Comnățel. La ce am vrut? Da. Da. Și eu am fost situația, am fost frumos video bun, dar o să o să îndreptam. Cu grele nu se putea. Nu, nu, dar nu se poate intra cu bulbă. Ar trebui făcut iar o lucrare, deci pus ceva acolo. E făcut podeț. E făcut podeț. Noi am mai discutat și în cedicile anterioare. Dar acolo domnul primar a spus că trebuie să lase acces la oamenii care au pământ pe partea aia. În amonte de... Da, știu, și, dar trebuie să facem așa pentru că să luăm acces de trecere și să intrăm cu curățenia, că am urât. Dar facem podeți de calat mai îndreaptă. Deci lăsăm care de acest și un podeț mai... Da, da, mai da, avem transformator aproape. Mulțumim, mulțumesc, domnul președinte. Domnul viceprimar. Chestia mai discutată dată, intervenția dumneavoastră cu cei la Palatul 16 pe zona de Nemuncheapă. Eu n-am văzut Palatul 16 la primăria Municipiului Ajut, care sunt. Așa să lucrezi de acolo, erau alea de la Dugă. Dar tot ați început și frumos, mergi și partea asta sunt drumul Conțeștiului. O să păi, mergi? Da. Trebuie să tot drumul, dar nu ca... Da, corect. Mergi și acolo. Chiar domnul Iacuzul acolo, eram acolo sus, mă uitam ce probleme sunt. Sunt foarte simpatic. Nu mai trebuie de fișat în marginea șosele. Trebuie de fișat, vină aia acolo. Dar e vorba de pietru, de mizie, din asta lui. Și când mergi să, până urcați pe ideal, așa, spre Conțești, e un fund de ăsta geografic, de la geografie, la mobilă, îi spune. Acolo s-a intervenit geografic sau așa, dar acolo, e cald. Erau doi sași cu mizerii. Domnule Vișima. S-au luat. S-au luat. Eu am luat de acolo, eu i-am pus în mașină. Da? Eu i-am pus în mașină. Da, istoric am pe telefon. Acum o fi altul. Bun, nu știu, lasă-i de asta. Bun, deci asta e intervenția. Chiar acolo, acolo. Care o să face, da. Da, poți. Chiar acolo e nou. Da. Și pentru domnul primar, două întrebări, și la treia, e și pentru domnul Iisus. Dar e domnul primar, domnul primar. A venit din buget. La buget, dați cu urmă. Deci trebuie să, vă rog frumos, să implementați și nouă înainte, sau închemați, nu să ai de comisii. Deci, noi consilierii, să vedem și noi cum am puneți noastră bugetul. Pentru că știu că există, deci, când faci metru la asta, bun. Îl faci pentru un plan de achiziții, mă refer la dezvoltare investiții. Investiții, nu? Nu? Fac da? Scurt. Fac. Da, e clar, există plan de achiziții. Voi ține cont exclusiv, atenție, doar de ceea ce dumneavoastră ați votat până acum. Ca să ne înțelegem foarte clar. E foarte bine. Deci nu am alte idei, pentru că noi ar trebui să mai avem vreo două bugete să acoperim ceea ce deja am votat cu toții. Așa că tot aceste iluzii pot să venim cu cine știi ce. Ori, pe fapt, dar puteți să ne prezentați, nu-i prezent cu la ședință sau cu două zile. Nu, vreau să facem o... Deci, atenție. Până la ședința finală, care va fi pentru aprobare, vom face și ședință informală cu toții, în format și restrâns și în format complet, în care discutăm tematic ceea ce avem acolo. Nu facem interesul X sau Y. Nimic. Deci, eu voi prinde și vă spun pe unii cam cum trebuie rezolvată asta sau asta sau asta, plecând de la realitatea concretă. Da? Deci, asta e tot. Iar rugămintea mea este, deci, noastră, când mă puneți acolo, vrem să știm exact, pentru că știm. Deci, practic, că a spus că doar pe proiectele vechi. Sunt de acord. Nu mai din inim, atât, dar și nu știu ce, să terminăm o dată. Aprobate de acord, consim, în special. Ei, da, dar știu ce este, în fine. Da. Că trebuie pus acolo și de discutare, să vadă și colegii care sunt mai noi, mereu sunt noi, la altul de la 6 la 7 ani vin, să vadă și de râși și voi, uite ce avem, avem investiția o dată aici, dar avem și datorii în discutare și îi spunem acolo, la aia, la aia, la aia. Să le știm cum mai facem. Și a treia, și pentru domnul viceprimar și pentru dumneavoastră, în data de 25 martie, a fost bună vestire, în jurul orilor 14 și ceva, era pe fund la Zobozia, s-a avut intervenția, era cu doi scavatorul nostru, vreau să văd și eu, bănuții care au venit de la firma foarte bănoasă, eu,
cum te s-a închiriat bunul reparatorul sau cum v-ați făcut groază. Da, poate chiar ați ajutat, ați dat domnului de ajutor. Hai să vă explic. Dar nu mă vorbim deschis, da? Da, și am observat un lucru. Doar când e sărbătoare, ori din decembrie, ori sărbătoare mare, atunci să... Da, mulțumesc. Deci am văzut eu. Stare. Deci, ca să suntem vă discutat. Bă, frate, atenți. Deci, pe rețeaua de medie din care se alimenta cu una urechești, erau trei stâlpi care aveau probleme foarte greve, foarte, foarte greve. Au fost și atunci vânturile mari și unul dintre ei era pe punctul să se împrăbușească. Cei de la EON au intervenit oamenii și au venit cu utilaje ca să-și facă treaba. Știm cu toții că în toată perioada lunii martie a plouat puternic, a nins și a plouat. Deci, trebuia să intervine pe zonă arabilă, unde era teren foarte, foarte afundat, arat și nu puteau să iasă cu utilajele după aceea. Și unul venea aici în zonă, avem o problemă, rămâne comuna fără curent electric, în perioada asta, să facem întrerupere cât mai scurt, ajutați-ne ca să stea cu noi, dacă e nevoie, ca să ne ajute să ieșim. Asta a fost tot. Deci ei și-au făcut treaba lor, noi n-am aprobat electricitatea, doar că am așteptat să vedem ce se întâmplă. Și-a rezolvat tribuna în aproximativ 5 ore, 4 ori, 5 ore maxim, și s-a rezolvat și oamenii nu mai au avut niciun fel vis-a-vis de riscul de a rămâne localitatea fără curent electric. Ați înțeles, da? Deci despre asta este vorba. Da. Suntem în teren, ca să nu... Ei au avut utilaj care se poate... Da, văzut, am văzut. Da, au avut utilaj. La noi a fost trusatul și a făcut un fel de pârtii ca să poate intra cu camerul cu stâmpi. Deci, și atât să iasă de... Nu folosă comunicare. Deci a fost într-un dat, bravo, ne-am dat într-un regim de... O relație... O relație colegială. Asta e. Dar dacă vorbim de sudrăgii, când îi tai lumina la aici, la primărie, la școală, să nu se taie. Să nu ne taie, am ajutat și noi pomul de instalator acolo. Nu e clasă. Păi nu, da, a fost clasă. Hai, dacă ne dăm cuvântul... Hai, dacă ne dăm cuvântul la fel. Da, 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 ar fi se cumva pe timp de la Sascul, am înțeles că le aduce mâncarea, dacă nu puteți da mai multe detalii ca să știe. Deci, asta nu deci, atenție. Nu face obiectul. Deci noi avem obligația până la punctul în care să le dăm oamenilor acel cadru. Da, okay. Decizia cu cine face, cum face, nu este competența noastră. Condițiile sunt ca acele firme care prestează activitatea, să fie reglementat, există o legislație stabilită clar, ei trebuie să fie niște evidenții la cei care sunt în sistemul HoReCa, deci nu are nicio legătură directă cu primăria. Ei beneficiază exclusiv, cei care sunt cu venituri până la 800 de lei, așa, beneficiază exclusiv de mâncare adusă la domiciliu, stabilesc împreună cu cei care fac prestarea data la și cum vin, ora când aduce hrana și asta este tot. Dacă mai sunt persoane care nu. Eu am făcut, de exemplu, solicitare și către ajut, au venit și din scris ascult. Deci au fost mai mulți cei care au reclamat mama de seama, dar nu fac ei. Nu erau un prezidente, că nu erau ca așa și am făcut un pic de fațele. Nu știu exact care e valoarea, cum, de ce era valoarea, nu. Nu suntem noi cei care gestionăm problema. Deci ei trebuie să se întâmplă să-și rezolve privația. Nu, pot să vă zic. Nu știu nici ea. Deci nu suntem noi cei care gestionăm problema mâncării. Noi suntem, a fost înțeles și gestionăm până la momentul în care omul își primește cardul. Da. Să știu că aveau până la mâncării. Da. Deci, ce a spus domnul Băgan, că mi-a propus să vreau o credință, este adevărat. Nu am refuzat eu postul de viceprimar, dar sunt domnul Băgan. Dar nu știți foarte bine că a fost votat în Consiliul Local. Să mă gândesc, să mă gândesc. Hai să-i pot din nou la plană noastră. Domnul Constantin, da. Da. Am văzut că s-a făcut intervenții asupra domnului neasfaltatei, era absolut necesar. Dar am văzut că anul de drumuri nu s-a intervenit asupra lor. Nu s-a putut. Nu se poate interveni toate drumurile. Ala este lungul, clar, mare, nu poate intra pe toate străzi. V-a lezăsat-o nou. Am înțeles, tocmai de acolo mi-au atras atenția niște persoane, s-au considerat discrena mult. Acolo sunt termine, acolo pe bună. Vreau să fac așa pe prete. Dar nu s-a putut în termine cu prete. Domnul Urmă, dați-mi răspuns, puteți intra cu un bun dor.
O să fie cu bunul nostru. Păi, dar exact, a continuat, nu? Alții se sunt discriminați. Și ce nu se teme cu utilajul mare? Aveți utilajul nostru și deja am discutat cu băiatul, dezerventul, în săptămâna următoare și cealaltă, o intervenție inclusiv de unii mai au mai rămas zonii care sunt acolo. Eu, da, nu e Căița. Mai aveți probleme, mai am mai aveți, mai? Pe scurt timp începe pe șnapul, noi mai avem o problemă acolo, știți că se floară pe animale. Credeți că ne puteți ajuta să furăm un suc ceva sub dimentat pentru a se la animale? Vara e loc când ai fost ieri, eu în perioada asta m-am întâlnit de două ori cu cei care sunt pe, cu izlazul comunal, mă refer la cei care se beneficiază de izlazul comunal, și ultima a fost ieri, și că înainte de ședința a vorbit amândoi, îmi pare că nu ești participat, dar n-ai putut să participi. Ideea, o să avem iarăși o discuție tet-a-tet în legătură cu chestia asta, trebuie să stabilim foarte, foarte exact, pentru că treaba asta se poate rezolva prin ceea ce oamenii au dat, au primit bani pentru izlaz comunal ca subvenții. Ca să se facă, să se facă, acolo unii mai trebuie, drenuri, furaje poate mai puțin, dar anumite zone de colectare, cu știu situația foarte bine de acolo, să se refacă dacă este stricat, în așa fel încât să ne putem face treaba. O să discutăm de săptămâna viitoare din nou, pentru pe 15 vreau să definitivăm tot ceea ce înseamnă treaba asta, ca după 15 să aprobăm modelul de contract adițional pentru anul ăsta. Vă spuneam, s-a făcut acel studiu vis-a-vis de izlazul comunal. Oamenii o să scoatem la licitație și, repet, scoatem la licitație suprafețele de izlaz comunal. Eu propun și am spus de ce propun tot varianta asociației să mergem, ca să dăm acces și la alții noi care vor dori să intre în sistem, așa, se va mări de la minim 7 ani de zile, cum spune legea actuală, și o să respectăm ceea ce a avut fiecare sat în parte atunci când dăm izlazul. Mă refer la cornețel care, în momentul de față, au un efectiv de animale mare, mai mare decât disponibilul de izlaz existent. Și o să reglementăm situația în așa fel încât lumea să-și primească exact ceea ce au. Dar chiar și așa, chiar și așa, să știți că izlazul n-ar asigura la în totalitate, n-ar fi suficient în totalitate pentru animale existente. Și mai zice ceva foarte scurt. Dacă putem face o sesizare, către primăria Cățufăriști, că s-a ajuns în Dunăuiu, mare majoritate din locuitorii comunei Tămășoaia, pe terenul extra din Anarazie, la comunei noastre, în cantități foarte mari. Putem ca el ca instituție să facem o sesizare comunei Cățufăriști, primăriei Cățufăriști? Mulțumesc! Să ia măsuri. Mulțumesc! Deci, avem o vedere aspectul ăsta, mulțumesc că mi-ai spus. O să ia legătura cu primăria de acolo. O să merg chiar pe domnul Cimarco, o să-i caut, să vedem ce știu exact, cum e la limită. Și o să vedem ce se poate face la modul concret. E vorba de cetățenii din satul de acolo. Da, am înțeles. Mai aveți, domnul Constantin? Vă mulțumesc. Domnul Carisana. Da, referitor la lucrările pe care s-au început testa la lucrările la noiembrie. Exact. Păi exact cu ceea ce discutam. Am înțeles, dar... Deci, o să avem... Vă spun tot ce am făcut în momentul ăsta, în așa fel încât lucrarea se facă mai departe. O să trebuiască să ne întâlnim, luăm decizii împreună, o să revenim și la buget, ca imediat să înceapă treaba. Da, mă întreabă. Deci știu, dar am fost și el. Șase lucruri de când am fost acum. Da, da. Părții și... Da. Mulțumesc. Hai, comandul meu ăsta. Da, deci o întrebare, dacă acum în congresul, luați. În luna februarie am venit cu câteva propuneri de proiecte de hotărâri. Da. Deci tot am spus în ședință, n-am vrut să completez tura asta, am vrut să fiu mai pașnic, așa. Deci spuneți că avem divergențe între noi, tabăra cu tare, tabăra așa. Deci am venit cu inițiativă la un proiect, de fapt sunt câteva proiecte. Și domnul președinte a venit cu vreo trei proiecte, eu am venit cu un proiect, de fapt sunt trei proiecte cu un proiect. Ne-ați promis că o să găsim soluții, o să discutăm, o să găsim cadrul legal. Da, s-a dus cu ușa din post și văd că nu-i băgat în ordine de zi, niciun fel de proiect, niciun fel de...
Bineînțeles, deci proiectul ăsta, da, deci proiectul ăsta, ca să concluzionez. Deci înseamnă achiziționarea de utilaje, într-adevăr, în funcție din buget, în funcție de, dar este o necesitate pentru comuna noastră, da, reciclarea de noi în menajer și să valorificăm, să compostăm resturile vegetale. Deci, în primăvară și există o problemă la nivelul comunei noastre. Lumea n-are ce face cu resturile vegetale, livrează chiar dacă n-au ajuns în amenzi, cu tot felul de sancțiuni. Deci, ce când putem să discutăm? Da. Dar referitor la inițiativa pe care a făcut-o. Am stabilit și atunci, dacă am putut, am zis, în momentul în care vin cifrele de buget, o să facem discuții tematică pe ceea ce dumneavoastră ați propus. Da? Așa a fost discuția la început. Chestiunea cu vegetația uscată sau cum este ea. Să știți că atunci colegul nostru, Andrei, venise cu ideea, cu varianta să încercăm să rezolvăm problema în segmentul privat, în așa fel încât să colecteze din materiale respective. Da, există deja, este un băiat din Comuna Vecheș care a accesat un program pe componenta asta, exact pentru treaba asta, și chiar m-am bucurat, am discutat și eu la București, să văd în ce stadiu se află, are foarte, foarte mari șanse să primească finanțare. Nu vreau să dau un lege, pentru că e o chestie personală și nu vreau să... Așa e un băiat din Comuna Urechești, din satul Urechești, așa un băiat bun, un băiat tânăr, mai multeva la 25 de ani, și are șanse mari ca să implementeze o chestie diferă asta. Și inclusiv tocătorul vrea să-ți facă o linie de procesare pentru pelți, din ceea ce a rezultat în urma colectării materiale. Da, da, da. Deci vă spun sigur, există deja. Da. Mulțumim. Și la propunerea pe care ați făcut-o, v-am spus, o să facem întâlniri și discuții, o să începem întâi și întâi. Am vrut să fac mai mult, dar mi-am dat seama că nu pot să vorbesc fără să am niște cifre, cât de cât să știm despre ce vorbim. Sunt târzi în momentul ăsta, adică am avut de la Consul de Țean, înțeles că se vor da undeva după 15, sau în jurul date de 15. Așa. Și o să vorbim separat, întâi după aceea cu toți în comun și stăm decisi. Deci trebuie să găsim soluții, da. Pentru că Sigur, mulțumim. De partea mea, e supra ca scomunitatea. Am avut o mică întrebare în legătură cu izdatul. Vreau o licitație de 7 ani. Așa spune legea? Legea, mine așa, legea e și făcut așa. La mine 7 ani. Da. Ce obligații au deținătorul ăsta de terenie? 10 ani, 15 ani, nu vreau văd nimic mai izdatul ăsta. Haideți să vă spun că am în momentul de față, da. În urma studiului care trebuie să-l aducem de la BAC, pot să vin și prezint, n-am niciun problemă, sper acum că nu fie discutată chestia asta cu izlazul. Deci acest studiu va stabili și ceea ce trebuie să facă izlazul comunal în acești 7 ani de zile. V-ați înțeles? Adică pe sole, pe suprafețe, pe zone, de exemplu, vă dau un primul exemplu scurt. La condițiile implementabile, acum se poate o deficiare, unde sunt doi cu probleme, sunt situații. Beneficiar și-a muncit o grămadă ca să scoți starea care era, da? La Urechești este o altă situație. Nu are împădurit, dar are, nu știu, oare 5 sau mușurai de pântii sau alte chestii, sau trebuie să învățați. Deci de asta o să stabilim împreună, citim la cel de lucru, vedem ce propune și în funcție de calitatea fiecare suprafeții când se va recita, se va stabili ce lucru se facă, da? Se va stabili cât se va plăti. Deci, dacă se plătește mai mult la primărie, dacă se plătește mai puțin, în funcție de calitatea și de ceea ce trebuie să facă în acel document. Ca au și un contract ca să facă lucrurile. Adică, aș vrea să spun, îi pare că e cam scăpat de mult în chestia de izbrare. Poate sunt tendențios, dar știu cam ceea ce spun. Să vrei cu bază. Nu, mă refer la gasul, da. Nu, dar eu am zis mai bine, da? Dar eu am zis mai bine, da? Da, eu am zis mai bine, da? Da, eu am zis mai bine, da? Da, eu am zis mai bine, da? Este un caz, știu de unde am pământ acolo, este un caz la Ciușnea, acolo cu Nicolae Jose. Terenul ăla de acolo, este vizitat comunal? Nu, da. Și
de percepție, avem câteva puncte foarte, foarte mici undeva acolo, care sunt ale primăriei. 90% suprafața aia este proprietate privată. A fost bine, nu, deci deja am întrebat. Pentru că individul ăsta, Nicolae Bocic, face prăpăți prin toate bucățile de oameni, zeci de hectare de teren care îi strică în fiecare an. Sunt bani, ciobani, ce fac, îi de șansă. Ce putem să facem? Da, și eu am avut 2 hectare de cartofi, mi-a intrat și mi-a făcut prăpăți. Nu zic, chestii personale. Nu, dar toți care au avut acolo culturi, din porumb, floarea, soarele, au avut prăpăți prin culturi. Nu i-a ajuns numai oamenii să-i dau 5 milioane amendă pentru că s-a învățat o bană și eu am o pagubă de 100 de milioane. Deci nu se poate. Deci trebuie să luăm o atitudine, niște măsuri. Da, el are acolo în teren goapă, jumătate de hectare, dar el nu contează, nu mă interesează. Dom'le, dar să-și păzească oile în interior la suprafața lor sau să se ducă cu oile pe izlază. Deci să găsească o soluție. Că... El are acordat izlază cu una, ca să înțelegem. Da. N-a fost scos în afară. Da, nu-i nicio problemă. Deci, primăria trebuie să găsim soluții. Sau să treci în transformat. Deci, e mai de să le întâmplați, că nu președinte. Da. Înainte de a se închide ședința? Da, tot. După cunoștințe, mâine vom începe activitatea Siloș, la Calvatul Ocașul Cărinești. Și este firesc ca să adresez și eu câteva cuvinte înainte de a ne dispărți. Sper că vă discut, pentru că mai am dat la primul. După cum știți, rolul și scopul principal al secretarului general este de a veghea la principiul și respectarea principiului legalității cu privire la adoptarea și emiterea actului administrativ la nivel local. Mâine se împlinesc exact 3 ani și 7 luni de când ocupa această funcție în cadrul comunei. 3 ani și 7 luni în care am experimentat și momente plăcute și mai puțin plăcute. Am trăit împreună ostilități din mai multe părți, dar au trecut cu bine. Eu personal am fost pe măsura așteptărilor dumneavoastră, mulți dintre colegii dumneavoastră mă cunosc de mai mult timp. Sper că alături de viitorul secretar să aveți o relație foarte bună de colaborare, așa cum și eu am avut-o atât cu dumneavoastră, cât și cu domnul primar. Deci, din punct de vedere profesional, nu pot reproșa că vreodată mi s-a impus în cap legalitatea sau să fiu forțat să aplic anumite prevederi care ar atrage consecințe. Mulțumesc pe această cale și cetățenilor comunei, pentru că au avut mereu contact cu mine atât cât am putut să aplic contributivitatea pe ce atribuțiile. Vă mulțumesc dumneavoastră și încă o dată sper că am fost așteptărilor și ați avut încredere în ceea ce eu am desfășurat în cadrul instituției. Domnule primar, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru colaborarea și experiența alături de care am parcurs-o în acești ani. Și sper să ne revedem cu bine, sănătoși, având în vedere că sunt cetățean al acestei comune. Vroiam și îmi doresc să păstrăm legătura, să ne revedem și în circunstanțe mai plăcute. Mai mult de atât am și câteva emoții, sper să mă înțelegeți. Și pe viitor, sper să fie o colaborare și mai strânsă, atât între dumneavoastră ca și autorități deliberative, cât și cu autoritatea executivă, cu persoana care va urma să ocupe funcția de secretar general. Vă mulțumesc și vă doresc și eu la succes în continuare. Mulțumim, domnul secretar și succes. Are cuvântul domnul viceprimar, s-a manifestat. Avem vorbe telefon, vă rog frumos, puțin.
mai niște probleme cu vezi, cu satul cu noi. Nu fi urma și vrea să treacă 2-3 săptămâni să vină altcineva să-mi spună. Ar fi bine ca să vă sun să-mi spui atunci. El este un sac bun sau alte probleme care sunt. Avem multe lucruri. Trebuie să așteptăm o vizită cu la ședința următoare ca să spun treaba. Nu poți să acopi tot timpul toată area cu bunii să vezi în fiecare zi în același loc. Da. Domnul primar. Vreau să fac înțeles câteva lucruri. Îi mulțumesc, domnule secretar, pentru cei 3 ani și 7 luni, parte, da? Da. În care am fost împreună. Să știți că am avut o relație foarte, foarte bună. Așa este. Foarte bună. Ne-am înțeles de la început. Am avut și eu și el deschiderea să putem lucra sincer, fără presiuni și fără tot felul de șicane, cum se mai întâmplă în alte loc. Am acceptat să-i semnez dispoziția de transfer pentru că sunt un om deschis, iubesc tinerii, permanent am fost deschis față de ei și mi-am dat seama că au nevoie de sprijin. Pentru că domnul secretar va pleca de la un salariu mai mic, la un salariu cu cel puțin 50% mai mare decât la un aici. Am vizitat, să spun, motivele în care transferul de acesta a plecat de ambele unități administrative. Deci, nu vreau să se înțeleagă greșit că voi părăsi comuna sau actualul post de muncă din varte motive. În primul rând, din punct de vedere profesional, pentru că este un pas în carieră, cred că fiecare dintre dumneavoastră, dacă ar fi fost în locul meu, ar fi procedat la fel. În al doilea rând, din punct de vedere financiar, remunerația este mult mai bine plătită, având în vedere că vorbim de două unități administrative teritoriale cu un nivel diferit și cred că astea au fost principalele motive care m-au determinat să iau decizia de a alege transferul de aceeași funcție pe o funcție vacantă, care cu siguranță voi face tot posibilul să desfășoare activitatea așa cum am făcut-o și aici, în cadrul acestei colectivități. Da, am să continui să spun ceva. Îmi cer scuze că am trebuit, dar am să contest ca să se înțeleagă. Deci, pleacă de la nivelul de comune de grade 2 la nivelul de oraș, ceea ce înseamnă mult mai mult în decursul profesională al unui. Felicitări, domnul secretar. Mulțumesc. Să-ți dea Dumnezeu să ai baftă și să le dacă multe să mergi înainte. Mulțumesc că referitor la cine va ocupa provizorii sau o perioadă de 60 de zile funcția, singura care întâlnește conținut este doamna Mititeroaca. Și perioada în care trebuie să organizăm și concurs de ocuparea postului. Până la momentul respectiv o să îl avem lângă noi pe domnul Drăgan. El a mai prins o serie de informații în toată perioada cât l-a avut pe lângă domnul secretar, l-am avut noi pe lângă domnul secretar și o să începem să compensăm lipsa dânsului. Totodată, există propunerea domnului secretar să le dea mână de ajutor până la momentul în care un secretar va fi ocupantul postului, în care mai poate să ne mai dea un sprijin, un sfat, o idee, o intervenție, tot ca să fie funcțional și cum să meargă mai departe. Deci cam asta este tot. Încă o dată mulțumesc și sănătate. Mulțumesc foarte sincer. În calitate de secretar, general, în cadrul primăriei noastre, a fost foarte mare ajutor în Consiliul Local, chiar și în, bineînțeles, și în mâna desfășurarea aparatului. Am avut o perioadă când au probleme, cu noastră ne-ați ajutat permanent, materiale conform legii, sprijin, în inițiativi, în proiecte, chiar ca consilierul primar nu contează. Deci am fost o persoană ok. Cu noastră am fost ascultat. Vă scuzați încă o dată, deci, așa, m-am luat la venire, la transfer. Vă urez sănătate. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Cu acest, da, vreți să mă mulțumesc? Cu acest cuvânt.